a venit peste noi cu blânele și militarul Victor a dat cu cuțaua pe șelele lui militarul Regina. Nu, a dat cu blană. A ieșit amândoi peste noi aici și ne-a bătut. Scandalul a avut loc seara în jur de ora 18. Conflictul dintre cele două familii înrudite este mai vechi. De vină este o bucată de pământ dorit de ambele părți. Bătrânul, cel care este proprietarul terenului, a fost primul atacat, iar după el a urmat și ceilalți membri ai familiei care au încercat să-i sară în ajutor. Băiatul, când a văzut că a fugit de aici, a sărit gardul, cum se vede, și gardul, și atunci, în momentul de față, când s-a pus sora mea înaintea socrului ei, i-a dat cu blana în cap. M-a luat, m-a zbrântuit, m-a strâns de gât, de cu pumine, că a spus, ce pământ să-i dau omul ăstui? Eu i-am dat viața, să știi. Să nu-i dau pământul ăstui. Și fiul meu, trebuie să-i dau. Și ce ați făcut? Ați fugit de acasă, de acolo? Am fugit la unul meu aici, ca să mă duc la miliție. Bătut. Ne-a nemenințat cu drujba, ne taie cu drujba, are pistol, a spus că ne omoară cu pistolul. De două săptămâni suntem așa secretați. Polițiștii din Șimian au luat declarații martorilor, iar cazul a fost preluat de cei de la Serviciul de Investigații Criminale. Motivul conflictului îl constituie un teren pe care aceștia îl revendică fiecare. În cauză a fost întocmit un dosar penal de către lucrătorii secției de poliție rurală Șimian, și se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de lovire, distrugere, amenințare și violare de domiciliu. Scandalul este departe de a fi soluționat. Victimele au spus că stau cu frica în sân de teamă că agresorii, care le sunt vecini, pot da buzna în orice moment peste ei în casă.